Da. Da, păi mai stau și eu aceea puțin. Cu curul pe piatra asta. Să treacă ziua. Mă sper să nu vină drept cu viceprimarul să mă vadă pe aceea că stau. Așa n-am cu ce să muncesc, decât să mă duc în CAP, să iau alt tractor, așa îi las pe bunicul acolo și pe Fane să termine. Fane Mutu. Mutul Lulin. Mutul Săptic. Ce să facem? Hai să o iau așa ușor spre casă. Mă duc că m-a luat și setea, parcă am și grețuri, parcă am și... Mama, drec! Mă duc să văd. Pornesc trapezul. Să văd dacă mai are, că ultima oară îl folosise bunica mea să tragă pe cineva care rămăsese împotmolit. A pierdut direcția și intrase într-un șanț și a fost să-l tragă, să vedem dacă mai e lanțul pe el. Așa zis că are lanțul pe tractor, dar acum... Ia uite, asta bătrână, a venit frasul pe la ea să o viziteze. Să rămână, ce faceți, bre? Hai că nici n-aude bunica. Nu știu cum să înțelege cu frasul, că și ea e surdă și alălaltul e surd. Și alălaltul e surd. I-a dat și de mâncare la câine. Uite-mă că i-a pus de mâncare la câine. A venit, mă, babeta, până aici, de i-a pus de mâncare la câine. N-ai, mă, treabă cu ea. Hai să verific dacă am aici lanțul. Aia că e bine, lanțul încă pe tractor. Ia să vedem. Să vedem. Hai, mă, că trapezul ăsta n-are nicio treabă, bă, tati. Dar e perfect. E perfect. Mergem așa ușură, nu? Să trebuiască să fac treaba cu ăsta acum, bă, băiatul. Ce-o fi având de ăla meu? Iar trebuie să-l bag în servis, iar pic la mecanic cu vieții acolo de mea, ăla mă usucă iar de bani. Bă, bunicul nu mai poate, nu se mai ridice, să mai facă alea. El așa știe, a avut tractoare, știe să facă pe una câte alta, dar... Nu mai vede nici bine, nu mai are nici răbdarea. Devine recalcitrant doar cu mine, cred. Că altfel nu mai înțeleg. Uite că prioare pe aici, pe poduri. S-o crotite de legi. Nu știu de unde să-mi cumpăr și o pușcă de-aia. Dar și în pușcă aș face ceva de încă prioară. O ceva. A, ia vezi, bă, că vine Fane să mă dirigeze. E bine, Fane! Băi! Tot ce că e mute și sud. A, e bine! Un pic mai în față, bă, ne poate. E bine! Dă-i mai în față. Ia de capătul ăla de acolo, de la lanț! Unde ești, mă, de faci gălăgie? Băi! Ce ai mai dragi pe tine? Păi, și așa suntem noi nervoși, te mai nervezi și tu. Mamă, vezi că-ți dau două perechi de picioare acum. Ia dă mai în față, ai calul meu așa, lasă-l că-i bine așa. E bine? E bine, lasă-l așa. Unde mergem cu el? La servis. Lasă-i capota în jos să nu pierdem și pe asta.
Vrei să-l conduci pe trapez sau mergi cu ăsta nepornit? Că noi dăm jos și... dihanea asta după eu. Ulu, că am și uitat, stai așa, olec. Stai să văd cum desfac pe aici, pe la asta. Băi, fă-i ceva cu motul ăsta. Băi, stai dracu la un loc, bă. Băi, stai mă la un loc, băi, aia vine cu băi. Te ia tractorul și termină terenul acolo. Tu spălina asta. Un pic. Haide, vrei să merge. Băi, termină terenul, unde e ăsta, mă? Unde s-a dus, mă? Băi, termină terenul ăsta aici, mă. Termină terenul ăsta aici și ai grijă de tractoarele astea aici. Oprește girofalul la ălalt. Ai înțeles? Hai mă, că înțelegi. Înțelegem. Trebuie să ai grijă cu frânele că o să se întărească pedala atât de tare încât nu prea poți să mai țină frâna. Să nu careva să-i fac și masca varză. Scoate-l din viteză, bunicule! Tu l-ai, Doamne! Am, cred că a rămas în șanță aici. Haide, mă, uite, să cuplești și fața și... Își bine vrea acolo! Mamă, de-abia-l duc. Doamne ferească Dumnezeu cu vechi, băi, nu mai ajung, bă, băiatule, bă, să mă îmbogățesc și o să-mi iau și un tractor cum trebuie, bă. Nu mai, bă, banul tot la bogat ajunge și puricii tot la purice trage. Of, Doamne, mai bine dădea Dumnezeu ăsta o viață de câini. Să stau în cur să mă leng pe sulă măcar. Băi, greu al dracu, bă, mâncava strobusul. Gălățeanul meu e greu, greu. Ce-ai? Aude și cât de durat e ăsta. Ce bă, căprioare aici. Căprioare aici, bă, băiatule, bă. Ține-te bine de volanul ăla! Aude bunicul meu până în chilul lui pulc. Vorbești, bă, că facem 10 ore până la service în ritmul ăsta. Aule, s-a oprit ce-a... N-ai, frate. N-ai, bă, băiatule, bă, n-ai cum așa ceva. Ia piciorul după frâna aia, bă, gamea aia, șplan, ia frână, bunicule, să-mi bag! Mai, bă, e greu, bă, uite-te, știu cât de greu. Ia încearcă să-l bagi în viteză, poate pleacă așa. Hai că încercăm. Ia vezi. A luat-o?
Ai pornit? Hai că a pornit, dar eu știu că te-a ținit. Pare să fie din cutia de viteză. Ia-l, lasă-l așa pe avarii că iau lanțul și te leg mai încolo dacă e. Du-l la service. Du-l spre service încolo. Ia-l așa ușurel. Hai că merg în spatele lui Matal. Aoleu, unde credeam și eu că o să am și eu liniște și pace. Să pun și eu pe avarii să merg în spatele lui aceea, că n-avem ce face până la service. Cam asta e. Cam asta e, bă, oameni. Am și zile. Facem treaba, iar s-a oprit. Sper să nu-l oprești, că e deranjul, cred că asta, bunic. Ia să văd dacă pot să mă bag face ea. Vrei? Bagă-l! Vezi, poate poți să-l bagi măcar într-a patra. Încearcă să-l bagi, poate prinde puțin, puțină viteză, că mă duc în intersecție aici să opresc mașinile. Du-te, du-te, du-te! Hai de cap, mă. Hai să vedem dacă e ceva pe intersecție pe aici, măcar să opresc, să oprim mașinile. Da, nu e, că e piața dată drumul și intersecția a oprit, e închis drum. Ia, mă dau eu mai într-o parte. Haide, până la urmă ajunge la service. Sperăm. Să ajungă. Mamă, dacă e cutia de viteze, trebuie să-mi dea toată cabina jos. Ha, trebuie să muncească ca la balam. Băi, băiatule, băi, băiatule, băi, cum... Cât ghinimul mă să ai în viața asta? Hai să luăm, oameni buni. Te-aia vorbește la telefon. Stai așa. Dă-i, ia cu stânga. Vino drept, stânga. Dă-i. Dă-i cu dreapta un pic, dreapta. Dreapta, bă! Dă-i drept. Lasă-l așa. Era cât pe ce să-l scapi în canal, aia mai trebuia, ți-ai mai rup și pe față cine știe ce, că nu mai avea nevoie de nimic. Ia-l în crucea mea lui și așa îmi veci eu. Hai, stai de vorbă aici cu oamenii ăștia și vorbește cu ei să vezi ce repare. Și te aștept la tractor. Vrei? Mai al pofitul ăla, iei telefonul de la ureche că l-ai zăpăcit. Trage un fir acolo măcar. Hai de capul meu. Gata? Ai vorbit cu ei? Bine, poate cred că are un defect stricat. Da? Hai urcă-te în tractor, hai să mergem să vedem dacă a terminat fane acolo. Thank you.
Știu că stai înghesuit, dar n-am ce să-ți fac. Stau și eu, mai adunat, așa. Ai mai adunat acolo. Ia genunchiul ăla, dar ce ați pot să virei și eu? Ia uitați-vă, dă cu genunchiul drept în cotul meu acolo. Hei, băiatule, bă! Ai acolo și-a liniștit. Uuuu, mamă, sper să-l repare repede, bunicule, că altfel sunt mort. Dacă luam și eu 2 milioane pe zi cu tractorul nostru, dacă mergem cu tractorul de la CAP, adio 1 milioane pe zi. Iau numai 1 milion. Milioane? Milioane, milioane, uite că... Azi 2, mâine 2, păi mâine 2... O fi făcut asta treaba aici? Băi, băiatule, eu ce cală, ce țipă, mă? Îți dai seama că ăsta când se ceartă cu Lina, e... Nici nu vrei să fii pe acolo? Ar trebui să spună Turică, că se torează în gol, așa. Se torează în gol? Ia, mă, că a terminat fanul. Pane! Bravo, mă, bravo, bravo, bine că ai terminat terenurile. Duce și bunicul să ia tractorul de acolo, du-l înapoi la CAP-ul și te întâlnești cu viceprimarul acolo și te plătește el, da? N-ai treabă cu mine, da? Așa e, bă, cum zici tu, bă, du-te dracu la CAP înapoi cu astea. Ce zici, bre, șmata? Băi, nu poate, lasă-l așa, nu... Nu-l forța! Las-o așa! Te duc pic ăsta să se iei pe noi. Dă-l, băga mea și mâna în Tarzan de la Brăila. Am învățat unde-i claxonul. Dacă am învățat unde-i claxonul, n-ai ce să-i faci. Putu-i iște nemumăsii de viață să-i put eu. Toate ca toate râdem, spunem, glumim alea, dar... De aia e că mie-mi trebuie bani să repar tractorul acum. Și-o de-abia mi-a dat primarul 13 milioane. Și 5 din ele le-am plecat la Pânărâmpi, la nightclub. Deci, practic, am mai rămas cu nimic. Să-l bag pe ăsta aici la mine. Să vezi ce gălăgie face poșorogul acum. L-ai dus la garaj. De tractorul lui. Tractorul lui de o viață, de întinerețile lui. Așa. Da. Ia să văd eu dacă se duce pane unde trebuie să duc. Că parcă mi-l și văd. Dar n-am vorbit cu Ion. L-a fi trecut bunicul, mă, la CAP? Ula-i, doamne! Uite-te tu că trebuie să merg eu pe jos să-mi tocesc cizmele de-n picioare. Porcii ăștia guiță aici, l-a fi dat ăsta să mănânce.
Ormă el vine și zice, s-a îmbolnăvit porcii, s-a îmbolnăvit porcii, du-te la veterinar. Du-te. Hai să vedem. Sunt ok? Uite, l-am crezut că are ceva, dar n-are nimic. Să tăvălește pe jos. Hai mă, că-s ghiuei dacă fuge. Uite ce animale s-a făcut, bă, băiatule, bă. Trebuie să vorbesc și eu de sărbătoarele astea cu primarul, poate îmi scapă și mie vreun porc în loc de salariu. Îl pun culo și apă pe alea, îi dau 70 de cuțite în gât, îl părlesc, fac o pomană la porc, salut Ioanei! A trecut, bă, bunicul înceapă? Cu fane? Bă, iar e mort ăsta, mă, iar e mort ăsta, bă, e mort! N-ai cu cine să vorbești, bă, băiatule, bă. Nu mai. Nu mai suport. Auzi tu. Ce mi-aduce mie oameni cu care să lucrez. Uite-o. Hai mă, că sunt aici, mă, la ceape. Bunicule, poate îl bași și pe ăsta în reparați. Azi că-i dau eu cu apă pe el. E, cu apă pe el, nu și pe mine. Dă-te la o parte, că ce-așa... E deranjul cât casă. Hai dat dracu jos, vezi tăia după matare că te încingi de tot. Pane! Da, mă, dar urcă-te înapoi tractorul mai aproape. Hai, mă, cum să te contrazici cu el. Închide ușa și geamul la tine, băi! Haide, capul meu! Măi, oameni buni, dacă mai lucrez cu ăsta mai mult de 2-3 zile, eu iau nebunel cu el, mânca. Mut? Cum dracu ăla ăsta permis să mă mut așa? Bine, că te duci în vețe, alea, n-are nicio treabă. Băi, bagă-l aici, bă! Bagă-l aici, bă! Bă, stai că scot eu o mașină afară, bagă-l aici! Băi, nu poate, ce zice ăsta, mă? Ce tot zice eu? Ce tot încearcă să urle ăsta, mă, la tine? Nu știu, bă, ce încearcă, că... Zici că i-a scăpat-o careva în... Așa, mă, băieți. Gata, că l-ai umplut de sânge! Gata! Ia-l! Mușcă-l! Ia-l! Băi, gata, mă! Băi, învață să asculți, băi, ca să stăm de vorbă, că nu te înțeleg ce zici tu acolo, băi! N-am ce să înțeleg! Așteaptă-te, du-te în față la poartă, la ceapă, că trebuie să vină viceprimarul și te plătește la acolo și stați de vorbă de ce mai aveți de stat de vorbă. Mersi frumos pentru ziua de azi, dacă înțelegi ce zic, da? Ia uite vă și ageta. Ne vedem cu altă ocazie. Hai. Lasă cheile de la tractor și dai drumul unde ți-am zis să te duci, că mă nervez cu nervii. Hai. Dai drumul de aici. Mai bunicule, hai pe partea asta, hai că m-a omorât.
Am murit? Te costa să țăliți, să faci treabă pe la atelier. Da. Nu-ți mai trebuie nimic? Aha, îl ții pe ăsta pe lângă casă, îți fug și câine. Hai că l-am trimis la Ion să aștepte la Ion, îl terorizează pe Ion. Ăla vorbește limbi străine de la băutură, să-l vezi și pe ăsta acum, să vezi de la ce ia drag. Lasă ăsta de băut. E? Să lasă de băut? Să lasă de băut, da. Azi că vine aici, vine la Ion aici. Ioane! Ies, bec! Aici! Lasă berea, bă, lasă dracu, cum ai zăpăci. Băi, vezi că vine fane la tine. Așteaptă aici că trebuie să vină, da, stai de vorbă cu el că trebuie să vină viceprimar. Băi, lasă-ți dracu sticla aia, trebuie să vină să-l plătească viceprimarul. Vezi că l-am trimis să stea de vorba aceea cu tine. Hai, să ai o zi bună, Ioan. Hai, bunicule, hai că să scăpăm de... Hai să mergem acasă, că nu mai țin. Haide, hai. Ia-o, nepoate, ia-o la fugă, că dacă vine ăsta la casă după noi, dracu ne ia. Nu, e, nu vine, că trebuie să aștepte să ia banii. Când i-a zis de bani, a început cu... Mai avea nițel să latre, am zis, iau! Mușcă-l de valici, eu am crezut că dacă îi bagi degetul în gură, te mușcă, treaba mea ta. Vrei? Hai că am muncit o grămadă, vezi că eu mă retrag acasă, mă o să-mi fac un duș, că și așa... Apropo, du-te și dă vesta asta jos după matale, că s-a cam stricat subțioara. S-a stricat sub brațul? Sub brațul, s-a stricat sub brațul și e bera. Mergem să facem un duș la Lichian. Zilul aia bătrână să scoată copaia acolo și afară, pune niște apă să încălzească de la soare și dă-i pe acolo aplica, 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 că e bereaua cred că asta. Nu că zic, dar vreau să spun că puți. Hai, hai de pa. Și vezi că țin eu trapezul, că mai fac treabă cu el. Ține-l, ține-l, dar nu prea mult. Hai, ia-ți gândul de la el. Băi, oameni buni, m-am mai terminat o zi, bă, de pomină, mă. Mamă, ce vorbești, că n-am? E deranjul cât casă. Mă bag direct la baie. La Dușuleanu. Ce să vă mai zic? Nu vă mai zic absolut nimic. Că n-ați vrea să mă vedeți dezbrăcat. Arăt mult mai frumos decât îmbrăcat, dar asta e. Haide-i pa, la revedere și cum vă spune patraulea de fiecare dată, fiți cu minte, nu cu minți. La revedere!